Salutare, dragi prieteni, eu sunt Dodo și vin cu acest tutorial, un tutorial cu niște setări la OBS să filmați în jocuri. Ei bine, haideți să vă arăt o chestie, cum puteți să mai faceți în caz că nu vă apare. Uitați aici, de exemplu, eu la jocuri am Game Capture. O să vă arăt și setările, merg la Game Capture, dau proprietăți, pentru că asta va trebui să faceți. Uitați, o să șterg, dau elimina, ok, am Display Capture. Bun, sau display capture, cum vreți să spunem. Mergeți la adaugă, mergem la captură de joc și dăm OK. Ei bine, vă aruncă în fereastra asta. La fereastra asta trebuie să faceți în felul următor. Dați aici pe săgeata asta, pentru că se captează orice aplicație în ecran. Ei bine, în ecran complet. Mergem la capture specific window. Dați aici odată click, unde scrie fereastră, dați pe săgeata asta și alegeți. La mine, bine, este vorba de jocul de sticks, Shards of Darkness. Merg aici și aleg jocul, pentru că asta filmez, jocul ăsta, în momentul de față. Dacă o să aveți alte jocuri, o să vă apară jocul care voi l-ați deschis. Dar atenție, trebuie să deschideți prima dată jocul, eventual să puneți jocul în bară ca voi să puteți face setările astea. Odată ce le-ați făcut, automat când veți redeschide OBS-ul și vreți să filmați, se va recunoaște automat jocul pe care voi l-ați filmat sau faceți. Dacă nu e bine aici să faceți pe nume de joc, adică să faceți jocul, de exemplu, aici puteam să pun numele acestui joc, să presupunem că aș vrea să facă la Counter-Strike, fac cu Counter-Strike, poți să faci și pe rând cu fiecare în parte și atunci doar să dai click unde vrei să filmezi. Bun, eu aleg aici jocul care l-am deschis. Dau OK. După cum vedeți, mi-a apărut. Să presupunem că nu vă merge. Să presupunem că, nu știu, prin absurd nu vă merge așa. E foarte simplu, mergeți pe Display Capture. Așteptăm puțin și uitați, mi-a apărut pe Display Capture. În caz că nu vă merge să filmați jocul, dați să filmați display-ul, ecranul. Și OK. Adică nu trebuie neapărat să dai pe joc. Îți merge foarte bine așa. Eu nu am simțit vreo diferență la filmare între filmare ecran sau filmare joc. Sau poți să faci filmare fereastră. Filmare, stați așa să vedem, captură de fereastră. Da? Merg la captură de fereastră, dau OK și îmi apare mie aici, dar dau jos aici și uitați jocul. Mi apare iar jocul, dau OK și dau OK. Și uitați, captură de fereastră și mi apare jocul. Pentru că, de ce mă interesează și în felul ăsta? Să presupunem că nu joci cu jocul în full screen și joci, hai să dăm așa, mergem la display, window add și uite, o să aleg o fereastră mai mică. Da? Și dau apply. Yes. E bine, fiți atenți cum îmi apare. Da? Îmi apare, mă rog, apare partea asta pentru că eu filmez aici. Nu vă rămâne decât să trageți de colțul ăsta și să mergeți cu el până jos. Da? La captură de fereastră. Și în acest fel înseamnă că eu l-am, uitați cum îl am. Normal apare așa. Așa mi-apare mie. Dar pentru că eu am lungit fereastra, îmi apare în full screen. Și dacă am să dau să înregistrez în felul ăsta, o să-mi dea în full screen. Și eu am ales să-mi filmeze în 1080p. Deci e foarte simplu. Ați văzut? Deci trageți de fereastra asta și o duceți până jos. Și la fel de bine puteți să jucați. Ia uitați. Back. Deci puteți. Captură de fereastră și avem jocul. Mă rog, dacă l-aveți în full screen, la fel, dați pe captură fereastră și o să aveți direct ecranul mare. Puteți să faceți pe display. Da? Puteți să faceți pe display. În caz că vreți pe display și nu vreți să faceți altceva, la fel de bine putem să tragem de colțurile astea până reglăm, uitați așa. Uitați. Fiți atenți cum fac, da? O să fac în așa fel încât să am, ia uitați, pe toată fereastră. Ok, am rezolvat. Back. Și el, chiar dacă nu este în full screen, o să-mi dea, nu este în full screen, eu îl fac să se vadă în full screen. Eu fac ca ieșirea mea să fie în 1080p, în caz că vrei în 1080p. Dar sfatul meu este, dacă ai în 720p, cel mai bine să-l postezi în 720p, pentru că dacă ai să-l faci în 1080p, o să faci scalarea aceea, o să se vadă cam urât. O să se vadă mai urât. Așa că cel mai bine să faceți, să filmați în 720p. Deci ați văzut, e foarte simplu. V-am arătat. La jocuri am captură de joc.
Așteptăm câteva secunde, am captură de joc, care nu-mi dăm full screen, pentru că nu este full screen, dar la fel de bine, captură de joc, pot să lungesc. Pot să mă lungesc cu el, uitați așa și-l fac în full screen, îl duc cum vreau. Ați văzut? E în full screen. Deci la captură de joc am display și v-am arătat, la display deja e tras. Și v-am arătat destul de bine o altă scenă, am pe display, am captură fereastră, deci puteți să faceți cum vreți voi. Deci în caz că nu-ți merge să filmezi jocul, dar la captură joc, să presupunem că nu ți apare, pentru că voi asta aveți probleme cu captură joc, că nu vă apare captură joc. Puteți foarte bine să filmați display capture sau de ce nu să faceți cum am făcut eu aici, captură de fereastră. Da? Captură de fereastră. Aveți mai multe posibilități, așa că încercați aceste feluri ce v-am arătat eu și e imposibil să nu vă meargă să filmați. Restul setărilor, cum se fac aceste scene, cum se fac sursele, mai găsiți la mine pe canal, găsiți o serie de tutoriale legate de OBS, așa că urmăriți-le și pe acelea, urmăriți-le cap-coadă, fiți atenți, aveți acolo cum să vă reglați camera web, aveți cum se creează o scenă, cum se face, cum se creează sursa, cum faci absolut toate setările. Eu am ținut în acest tutorial să vă explic exact cum să faceți să se vadă jocul vostru. Deci ați văzut, sunt mai multe posibilități, încercați-le și vedeți ce vi se potrivește și ce vă merge vouă cel mai bine. Așa că, dragii mei, cam asta a fost, sper să vă fie de folos, aștept comentariul vostru, în același timp aștept să dați și voi un like, să dați și voi un share la acest video și, bineînțeles, dacă nu te-ai abonat până acum, să apeși butonul de subscribe sau abonare, depinde de limba browserului pe care voi îl folosiți. Așa că pentru toate acestea eu vă mulțumesc și, bineînțeles, ne revedem la următorul video. Dar până atunci, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!